Arădeanul Dorel Căprară este de acum vicepreședinte al Federației Române de Judo, sport pe care l-a practicat în adolescență în regim de performanță. Căprar spune că a rămas profund de atașat de-a lungul anilor de acest sport și s-a implicat activ pe latura organizatorică și de promovare competițională. În primul rând vreau să mulțumesc celor care m-au ales. În al doilea rând aș vrea să fac o precizare. Această funcție de vicepreședinte al Federației Române de Judo este o funcție onorifică, dar chiar dacă este onorifică, Implică uh, multă muncă. Uh, dat fiind faptul că am fost sportiv uh, în arad al secției de judo, uh, am făcut uh, performanță, uh, această alegere mea. Este o onoare pentru mine și, totodată, vreau să le mulțumesc celor care au avut încredere în mine. Este o funcție onorifică să țină căprear, însă, cu toate acestea, se va implica alături de ceilalți colegi aflați la conducerea federației pentru atingerea obiectivelor pe care și le-au propus. Vrem să găsim soluții pentru a atrage cât mai mulți tineri spre acest sport nobil. Am început deja în România un proiect cu judou la sate și aș vrea să-l continuăm și în alte județe. Vrem să, împreună cu Forul Superior al Judoului Mondial, să constituim 10 centre în România, centre de selecție și pregătire centre care cu siguranță vor descoperi foarte multe talente. Actualul vicepreședinte al Federației Române de Judo, Dorel Căprar, speră ca la viitoarele competiții mondiale și olimpice, România să aibă cât mai mulți sportivi, mai ales din Arad.